Ne-am închinat prin cântare, prin rugăciune, prin dărnicie, iată, și acum urmează să ne închinăm Domnului printr-o ascultare activă, nu doar una pasivă. Haideți împreună să citim, să deschidem cuvântul la 1 Corinteni, capitolul 11, acest text care este dedicat, dacă vreți, în contextul cinei Domnului. 1 Corinteni 11, aș vrea să citesc câteva versete din acest text și apoi vă invit să ocupați locul în urma citirii textului. Căci am primit de la Domnul, versetul 23, ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă rog să ocupați locurile. Dragii mei, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în această dimineață. Sunt pentru prima dată în Biserica Philadelphia. În Oradea am mai fost și în alte biserici. Am mai mulți colegi de facultate de teologie aici în Oradea. De fapt, dacă nu mă înșel, în anul în care am început, în 2004, cred că erau cei mai mulți bihoreni și se mândreau pe vremea aceea cu lucrul acesta. Am aflat mai multe despre Oradea decât știam într-o viață întreagă de la colegii mei. L-am avut pe Dorel, am avut pe Petrică Bistran, pe Ionuț Chirodea și alți colegi care erau de acolo. Apoi, bineînțeles, erau colegii mai mari, era Beni, era Pavel, Radu și alți colegi, Dan Lucaci, alți colegi care erau un pic mai mari decât noi. Le spuneam celor de ieri care au fost prezenți că când am ajuns, eu am crescut în Statele Unite de la vârsta de 9 ani, am pășit așa timorat înapoi în România pe la 18 ani, mă chinuia rău limba română pe vremea aceea, dar am reușit să supraviețuiesc. Și țin minte, când am ajuns la institut în anul întâi, eu eram la etajul 2, acolo am fost cazat, am aflat ulterior prin anul 2, așa la început, că ăia mai duhovnicești și mai deștepți erau la etajul 1, așa că am făcut o cerere scrisă către fratele Dragomir pe vremea aceea, dacă poate să mă cazeze și pe mine acolo mai jos un pic, voiam să fiu și eu la nivel cu ceilalți colegi mai deștepți, mai duhovnicești. Am ajuns la etajul 1 într-un final și pe la sfârșitul anului 3 am aflat că cei mai duhovnicești și cei mai deștepți erau la parter. Acolo erau profesorii, mai dormeau în weekend sau când veneau fratele Tatu, fratele Conțac, fratele Ganea și alții, fratele Brie, alții profesori care dormeau de obicei la parter. N-am ajuns la parter, dar mi-am dorit tare mult lucrul acesta. Dragii mei, în această dimineață aș vrea să ne îndreptăm privirea către un cuvânt care cu siguranță îl cunoașteți dacă sunteți cititori consecvenți ai Scripturii, și sper că sunteți. Asta este o marcă autentică a unui creștin născut din nou și plin de Duhul Sfânt și ucenic al lui Hristos, un om care ia în serios cuvântul. De altfel, nu știu cum mai putea să reziști tuturor ispitelor acestor lumi, financiare, sexuale, imorale și tot ce se întâmplă în lumea aceasta, dacă nu ești un student conștiincios al Scripturii. În momentul în care am luat în serios chemarea lui Dumnezeu la 18 ani, i-am promis lui Dumnezeu că nu mai trece anul niciodată în viața mea fără să citesc măcar o dată cuvântul lui Dumnezeu, și mulțumesc Domnului că iată, au trecut 20 de ani și m-am ținut de cuvânt. Dragii mei, aș vrea să ne îndreptăm privirea asupra acestui text din 1 Corinteni 11. Nu înainte să vă spun ceva care s-a întâmplat într-un mod real acum 70 și ceva de ani, aproape 80 de ani, de fapt 80 și ceva de ani. În dimineața zilei de duminică, fix într-o astfel de zi, 7 decembrie 1941, o dimineață care nu aștepta mare lucru și nu se așteptau oamenii la nimic special, peste 350 de avioane de război japoneze au invadat și au bombardat baza navală americană din statul Hawaii, din apropierea orașului Honolulu. Baza se numea Pearl Harbor.
Surpriza neașteptată a japonezilor care au devastat de-a dreptul toată baza, întreaga flotă americană din acea zonă, a avut câteva efecte asupra conștiinței celor care trăiau în Statele Unite. Și bineînțeles, efectele n-au fost doar asupra conștiinței, chiar și asupra oamenilor, pentru că japonezii au distrus arme semnificative, peste 180 de avioane militare puternice, vorbim de F-16 și altele mai puternice. Peste 3 crucișătoare și 3 distrugătoare au fost distruse în acea zi. Apoi, aproape 2400 și ceva de persoane și-au pierdut viața și încă 1280 și ceva de persoane au fost rănite, probabil unii dintre ei chiar pierdându-și viața ulterior. Acesta a fost momentul crucial, dacă vreți, când, într-un final, președintele Americii s-a hotărât să ia o decizie radicală. Până atunci, America a stat un pic în stand-by. Sigur, era interesată de soarta războiului, dar ca și în Ucraina, mai mult furniza armament decât să se implice în mod direct. Însă, din acea zi, din acel moment, când vieți au fost pierdute, peste 2000 și ceva de vieți pierdute, președintele Americii, Franklin D. Roosevelt, a hotărât în acea zi să intre oficial în ceea ce noi numim al doilea război mondial. Strigătul de război a Americii ca urmare a acestui atac surpriză a devenit chiar un motou pe care l-am recitat și eu când am fost copil, crescut în școala americană, un motou care a rămas adânc săpat în memoria colectivă a tuturor cetățenilor americani. Strigătul spune așa: Remember Pearl Harbor. Adu-ți aminte, nu uita niciodată ce s-a întâmplat pe 7 decembrie 1941. Asta a fost strigătul care a rămas de-a lungul anilor în conștiința și memoria colectivă până astăzi. Remember Pearl Harbor. Adu-ți aminte de Pearl Harbor. N-aș vrea să intru în mai multe detalii, dacă sunteți pasionați de istorie, aveți documentare, aveți cărți, puteți să le consultați dumneavoastră. Însă, am început mesajul meu din această dimineață astfel, deoarece, vedeți dumneavoastră, Sfânta Scriptură și în mod special Apostolul Pavel, citându-l pe un alt om mai deștept decât el, ne aduce aminte de un strigăt nu a unor americani, ci strigătul creștinilor care sună așa și vreau să vi-l citez încă o dată. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Versetul 24, versetul 25 repetă refrenul acestui strigăt. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Dacă ar fi să rezum acest text la un citat, la un motou, ar fi același motou: adu-ți aminte. Adu-ți aminte, adu-ți aminte de jertfa lui Iisus, adu-ți aminte, pentru că este un lucru foarte important. BVA traduce textul acesta prin amintire, Corneliuscul traduce prin pomenire. Sigur, pe vremea aceea pomana era un lucru cunoscut prin anii 20 când el traduce, dar astăzi probabil cuvântul ar fi mai potrivit de amintire, pentru că textul ne vorbește despre un imperativ, despre o poruncă. În general, noi ca oameni uităm repede. De altfel, cuvântul în limba greacă, chiar am fost curios înainte de să mă ridic aici, m-am uitat în limba greacă, cuvântul pentru pomenire, pe care Corneliuscu o traduce prin pomenire și NTR-ul sau BVA-ul prin amintire, este amnesin. Cu alte cuvinte, e rădăcina cuvântului amnezie, de unde avem cuvântul noi amnezie. Adică, omenirea în general uită repede. Suntem uituci. Și textul biblic și strigătul Apostolului Pavel, care îl citează de altfel pe Domnul Iisus Hristos din Luca 22, versetul 19, este acesta: adu-ți aminte, nu fi uituc. Nu fi uituc, pentru că tendința umană și tendința generală, chiar și a noastră, a creștinilor care suntem născuți din nou și plini de Duhul Sfânt, este să uităm, să uităm ce a făcut Hristos pentru noi. Și într-un fel este explicabil, pentru că binele îl așteptăm, binele cumva intră în normalitate, nu? Dacă cineva îți face un bine, îi mulțumești
pe loc, dar în timp încep să uiți binele pe care cineva ți l-a făcut. Este normal, Doamne, e normal cineva să-mi facă bine. Numai în cazul extreme când cineva îți face un mare bine, atunci cumva acel mare bine îți afectează inima și cumva neuronii și atunci rămâne ca un eveniment important când știi tu că acum 27 de ani, când tu erai într-un moment dificil, cineva a făcut un mare bine. Citeam zilele mai înainte despre un gest extraordinar pe care un domn de afaceri din Statele Unite a făcut unei chelnerițe care l-a servit neașteptat de bine. O femeie care zâmbea, care i-a făcut viața și ziua un pic mai frumoasă. Omul a fost străpuns în inima lui de acest gest și i-a lăsat un bacșiș de $5,000. Dacă lucrați în domeniul Horeca, nu vă uita, nu uitați. E bine să mai zâmbiți din când în când la clienții dumneavoastră. Cine știe ce om, de ce om dați care s-ar putea să vă facă un mare, mare bine. Sigur, nu poți să uiți un asemenea gest. Este dincolo de normalitatea noastră, este dincolo de ceea ce noi ca oameni așteptăm de la cei din jurul nostru. Răul, în schimb, nu așteptăm. Și atunci e mult mai ușor, da, să-ți aduci aminte. Știu eu ce mi-a făcut fratele. Mult mai ușor este să-ți aduci aminte de răul pe care cineva ți-l face. De aceea amnezia aceasta care se lasă adeseori și în viața noastră, suntem chemați, iată, în această dimineață să dăm la o parte ca să ne aducem aminte de jertfa lui Iisus. Și slavă Domnului că odată pe lună bisericile pentecostale, cel puțin din cult, da, au acest obicei bun prin care ne comemorăm sau ne aducem aminte de jertfa lui Iisus, de acest gest neomenos care a schimbat întreaga omenire, care a schimbat întreaga realitate, care a schimbat de altfel destinul veșnic a unora dintre noi. Slavă lui Iisus pentru ceea ce a făcut și în această dimineață cel puțin 3 din 4 cântări au fost despre ceea ce Hristos a făcut pentru noi la cruce. Doamne, mulțumim în această zi, suntem așa de recunoscători. De altfel, Euharistia este cuvântul în limba greacă pentru mulțumire și Euharistia sau cina Domnului este un moment priernic să-i mulțumim Dumnezeu pentru ceea ce a făcut pentru noi. Dragii mei, ce să ne aducem aminte în această zi? Jertfa lui Iisus ne aduce aminte că cineva a căutat interesul nostru mai mult și mai întâi decât interesul personal. Vedeți dumneavoastră, a căuta interesul celorlalți mai mult sau mai întâi decât interesul personal este un curent de gândire straniu. În lumea în care trăim, aproape că nici nu mai te aștepți ca cineva să se gândească mai mult la tine sau mai întâi la tine decât la el. De aceea, pe fondul acestui narcisism modern sau a unui hiperindividualism postmodern, e aproape imposibil să mai găsești oameni care gândesc altfel decât egoiști. E aproape imposibil unor chiar și în biserică să mai dai de oameni care gândesc dincolo de pătrățica lor, care fac gesturi, care depășesc propria lor fericire. Suntem chemați să ne iubim, dar mai mult decât pe noi înșine să iubim pe cei din jurul nostru și vreau să vă spun că să nu credeți că acest curent egoist nu a afectat și biserica. Sigur, Dumnezeu ne-a născut din nou și slavă Domnului pentru această natură nouă pe care ne-a dat-o în Hristos. Dar faptul că ai fost mântuit sau că te-ai pocăit într-o zi sau că ai, sau iată că te vei boteza într-o zi în curând, nu înseamnă că ai scăpat ușor de egoismul uman care sălăsluiește sau locuiește în adâncul ființei noastre. De aceea, dragii mei, este nevoie de ceea ce noi numim procesul de sfințire, acest proces în care lăsăm pe Duhul Sfânt să ne curețe nu doar la coajă, nu doar la lucrurile care sunt superficiale, slavă Domnului că nu mai bem, nu mai fumăm, nu mai avem sex în afara căsătoriei, astea sunt lucruri bune, dar Duhul lui Dumnezeu începe să curețe și să ajungă la lucrurile mai profunde ale inimii noastre. Când te-ai gândit mai mult la tine decât la cel din lângă tine și Duhul Sfânt începe să spună, auzi, vezi că ești căsătorit acum. Ții minte ziua în care m-am căsătorit și am mers la McDonald's atât de fericit, mi-era foame, am ajuns acasă, mi-am pus să mănânc și nevastă îmi spune, dragă, dar mie nu mi-a luat nimic. Ups! Acum suntem doi. O, Doamne, și ce altruist am crezut că sunt. Dar asta e Duhul lui Dumnezeu care începe să lucreze în ființa noastră, în adâncul ființei și ne arată că suntem oameni profunzi, egoiști. Sigur, ne-am lăsat de păcatele mari, vizibile, dar slavă Domnului că El încă lucrează la inima noastră și ne arată acele lucruri poate care sunt invizibile și care ne fac așa de egoiști. Realitatea este că înlocuirea sistemului vechi de gândire
Și un sistem vechi de acționare este un proces lung și e dureros. Și mulți dintre noi greu înțelegem că Duhul Sfânt vrea să ne ajute nu doar să fim creștini cum se cade, nu doar să fim creștini care am fugit de viciile vizibile ale lumii acestea, ci că Duhul lui Dumnezeu vrea să lucreze în adâncul ființei noastre, la caracterul nostru, la acele lucruri care sunt invizibile. De aceea ofer un gând pastoral, dacă vreți, în această dimineață, pentru fiecare dintre dumneavoastră, fie că sunteți la balcon, mai în față sau mai în spate. Haideți să avem răbdare unii cu alții. Haideți să fim îngăduitori unii cu alții. Să învățăm să nu mai judecăm pripit, pentru că nu toată lumea a ajuns la cunoștința noastră. Nu toată lumea a ajuns la maturitatea noastră spirituală. Și sigur am vrea ca toată lumea să fie acolo, dar durează. Procesul de sfințire, procesul acesta de asemănare cu Iisus e un proces lung și dureros și unora le vine greu și greu lăsăm controlul Duhului Sfânt. Iată, textul nostru, dacă îl citiți mai jos, ne vorbește și despre o așteptare. Și sigur, Apostolul Pavel se referă aici la așteptarea la mâncare, dar eu cred că textul acesta este mai profund și mai spiritual decât o așteptare la o cină sau la o mâncare, ci textul ne vorbește și despre o așteptare, să-i așteptăm și pe alții să ajungă la maturitatea noastră, să ajungă la cunoștința duhovnicească la care am ajuns noi. Iată un gând la care ar trebui să ne gândim și noi, să avem răbdare, să fim îngăduitori. Mă întorc la ideea principală. În această zi ne aducem aminte de jertfa lui Iisus, o jertfă care depășește limita și normalitatea omenească. O jertfă care ne spune în esență că Dumnezeu s-a gândit la noi mai întâi și mai mult decât la El. Orice lucru mare. Egoismul, dragii mei, nu ține cont de rang, de sex, de vârstă sau de școală sau chiar de dar spiritual. Iată că avem o întreagă epistolă, 1 Corinteni, o epistolă atât de profundă, pentru că ne vorbește despre o biserică plină de darurile Duhului Sfânt și cu toate acestea aveau probleme cu egoismul. Nu se puteau aștepta la masă. De aceea, dragii mei, ispita rămâne chiar și pentru cei care sunt super predicatori, care se luptă în continuare cu mândria, cu egoismul, adică să cauți interesul tău mai întâi și mai mult decât interesul seminilor. Aș vrea să ne oprim asupra unui text din Sfânta Scriptură, dacă vrei să mă ajuți, Filipeni, capitolul 2, de la versetul 3 până la versetul 4 și dacă vreți împreună să medităm. Haideți să medităm, să fim ascultători activi ai cuvântului, să medităm la cuvintele acestea și să ne punem întrebarea în ce măsură ele sunt relevante pentru noi astăzi. Filipeni, capitolul 2, Apostolul Pavel ne scrie din închisoare un text atât de profund. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, iată ambiția personală, iată egoismul, ci în smerenie fiecare să privească. Vă rog să fiți atenți la textul acesta. Pe altul mai presus de el însuși. Fiecare să privească pe altul mai presus. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, sau nu doar la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Vreau să ne oprim asupra acestui text pentru că vedem aici un prim nivel de maturitate spirituală în viața noastră și ar fi bine în această dimineață să ne punem întrebarea cât de spiritual sau cât de maturi spiritual suntem în momentul în care vom lua cina. Primul nivel de maturitate spirituală este acesta, să înveți echilibru între a căuta interesele nu doar ale tale, ci și ale altora. Iată un prim gând în această dimineață. Dacă vrei să știi că ești un om matur spiritual, uite-te în viața ta și privește cât de egoist ești. Observați echilibrul în textul nostru. Biblia spune nu doar interesele lui, pe de altă parte Biblia nu spune nu doar interesele altora. Există un echilibru între interesele tale, sigur avem fiecare motive personale, dar avem și interese altruiste. Deci nu doar, ci și interesele. Aș vrea să vă pun niște întrebări de reflecție în această dimineață, înainte să luăm cina. Câți dintre noi trăim cu consecvență acest text? Aș vrea să las un pic de tăcere. Câți dintre noi luăm în serios cuvântul lui Dumnezeu? Hai să pun problema altfel. Ce s-ar întâmpla dacă am trăit cu consecvență acest imperativ?
ce s-ar întâmpla, cum ar arăta Biserica Filadelfia, cum ar arăta creștinismul bihorean, dacă am luat în serios îndemnul lui Pavel, fiecare dintre voi să se ocupe nu doar de, ci și de. Ce s-ar fi întâmplat dacă fiecare la nivel individual și familial am înțelege că textul acesta nu e despre alții, ci e pentru mine? Dacă aș începe să-mi renoiesc mintea mea și să învăț să lucrez, să acționez, să trăiesc cu acest gând în minte, Doamne, viața aceasta nu trebuie să fie doar despre mine, ci și despre alții. O, câte certuri s-ar stinge în sânul familiei. Sunt căsătorit de 13 ani. Și mă gândesc ce bine ar fi fost să știu asta de la început. Ce bine ar fi fost, o, câte certuri s-ar fi stins dacă am fi trăit și eu și soția după acest principiu. Fiecare să se gândească nu doar la foloasele lui, ci și la foloasele celuilalt. O, câte certuri, o, câte conflicte bisericești s-ar stinge, s-ar aplana dacă am aplicat cu consecvență, dacă am aplicat acest text în fiecare departament al bisericii, de la închinare până la copii, de la ordine până la primire, de la toate departamentele pe care o biserică le are, o, câte lucruri s-ar aplana, cât de frumoasă, ce armonioasă ar fi biserica, dacă fiecare membru ar trăi cu consecvență acest principiu, fiecare să se gândească nu doar la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Acesta este doar primul nivel de maturitate, să găsești echilibru. Însă în procesul maturizării noastre spirituale trebuie să urcăm la un alt nivel de spiritualitate. Poate mă întreb, există ceva mai sus decât echilibrul acesta? Desigur. Haideți să citim împreună 1 Corinteni 10 cu 24, tot din Cartea Corinteni. Pentru că aici, cu un capitol înainte de capitolul 11, Apostolul Pavel ne vorbește despre un alt nivel de maturitate spirituală și anume 1 Corinteni 10 cu 24. Nimeni să nu-și caute, wow, e prea de tot. Cum adică? Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Aproape imposibil. Dacă în primă fază mai înțeleg, ok, e bine să fiu echilibrat, să am o stimă de sine sănătoasă, să am grijă de mine și de alții, asta înțelegem și probabil majoritatea dintre noi sper că am ajuns măcar la acest nivel spiritual. Dar cum adică versetul 24, nimeni să nu caute folosul lui, ci fiecare să caute în general folosul altuia? Și ce-mi place la Apostolul Pavel, că nu doar vorbește și el nu face. Și Apostolul Pavel, mai jos în versetul 33, ne spune că el a făcut asta toată viața lui și a demonstrat că el nu s-a gândit în primul rând la sine, ci în primul rând și mai presus s-a gândit la alții. Uitați-vă la versetul 33. După cum mă silesc și eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulți, ca să fie mântuiți. Și de fapt, dacă citim mai jos un pic versetul 1 din capitolul 11, nici Apostolul Pavel nu este, de fapt, modelul nostru. Pentru că și Apostolul Pavel spune, de fapt, eu nu vă zic altceva decât ceea ce Hristos a făcut prima dată. Și asta e frumusețea Dumnezeirii. Niciodată Dumnezeu nu-și cere ceva ce El n-a făcut în prealabil. Vă rog frumos să rețineți acest gând. Frumusețea textului nostru este că Dumnezeu niciodată nu o să-și ceară ceea ce El nu a făcut înaintea ta. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune doar calcă pe urmele mele, atât. Nu-ți cer mai mult și nici mai puțin. Calcă pe urmele mele. Și iată cum începe textul din 11 cu 1. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Haideți să ne gândim un pic. Ce interes a avut Iisus să părăsească cerul pentru noi? Care ar fi fost interesul major al lui Iisus? Pentru slavă? Credeți că pentru asta a venit Iisus pe pământ? Să primească un pic mai multă slavă? O, avea deja! Avea toată slava! Și dacă suntem cititori atenți, nu apocaliptici, atenți ai Scripturii și a textului sau a cărții Apocalipsa, nu ne uităm la semnul fiarei, ci mai degrabă vedem această cortină care se deschide și cartea Apocalipsa, dincolo de aspectele apocaliptice la care se uită majoritatea, privește spre un Dumnezeu al slavei!
despre un Iisus care avea slavă înainte și acum are slavă mai mare pentru că include nu doar îngerii, ci acum include și omenirea răscumpărată. Avea Iisus slavă, avea, deci n-a venit să capete mai multă slavă, o avea suficientă. A venit pentru un statut mai privilegiat? Nu, îl avea deja, era fiul de Dumnezeu, era coetern, era coegal, n-avea, nu putea să acceadă la ceva mai sus, a ajuns la cel mai înalt nivel, era coegal cu Tatăl. A venit, deci, pentru bogății? Nici de car, nici măcar, pentru că a lui este pământul, avea deja bogățiile. A venit pentru închinare? Nu! Apocalipsa în capitolul 5, în capitolul 7, în capitolul 9, dacă vreți, o temă recurentă ca un fir roșu în Apocalipsa este închinarea mielului. O vedem până în Apocalipsa 22, când omenirea întreagă, când creația, cosmosul îl va lăuda pe Domnul și se va închina. Deci n-avea nevoie de închinare, o primise deja înainte să coboare pe pământ. Și atunci întrebarea cheie în această dimineață este: de ce cina? De ce jertfa? De ce a venit Iisus pe acest pământ? Care a fost scopul lui suprem pentru care s-a coborât, pentru care s-a încarnat, s-a întrupat pe pământul acesta? Ce l-a motivat pe Iisus la jertfă? Frații Damian, The Messengers, au o cântare așa de frumoasă, o ascultam azi de dimineață și mi-a plăcut atât de mult versurile unei strofe. Cu ele nu te-a ținut pe cruce, puteai atât de lesne să cobori, dar dragostea ta pentru omenire, nu? Te-a pironit gândindu-te la noi. Iată într-un vers teologie pură, cu ele nu l-a ținut pe cruce. Putea să coboară, putea să cheme 5.000 de îngeri, o legiune de îngeri să-l coboară ușor de pe cruce. Dacă l-a înviat Dumnezeu Tatăl, sigur putea să-l coboare și de pe cruce. Dar nu asta l-a ținut acolo, ci dragostea pentru tine și pentru mine. Wow! Doamne, mulțumesc! Mulțumesc, Doamne, în această dimineață mi-aduc aminte de această dragoste inefabilă, inexprimabilă în cuvinte omenești. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Tot Apostolul Pavel în Roman, capitolul 5, versetul 8, ne spune așa: dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi buni, și cum se cade, nu? Pe când eram noi dușmani, răzvrătiți, corupți, degradabili, pervertiți în natura noastră umană, fără Dumnezeu, fără evlavie, Hristos a murit pentru noi. Vedeți, dragii mei, asta e singura dragoste care schimbă lumea. Dragostea agape, dragostea sacrificială, dragostea lui Iisus este singura care poate să schimbe, să metamorfozeze lumea în care trăim. Pentru că în natura noastră adamică ne naștem având dragostea eros și cel mult dragostea fileo. Iată, Philadelphia, nu? Dragostea de frați. Ce cuvânt frumos, nu? Philadelphia. Deci, în natura noastră adamică, atunci când ne naștem în firea sa pământească, avem cel mult două dimensiuni ale dragostei. Este dragostea eros, nu? Da? Dragostea intimă, să spunem așa, și dragostea de frați, de familie, de oameni din jurul nostru. Însă, ca să ajungi la dimensiunea supranaturală a iubirii sacrificiale de Dumnezeu și a lui Hristos, e nevoie ca Duhul Sfânt să toarnă în aceste vase slabe dragostea agape. Nu te naști cu ea, nu o dobândești doar că faci un pic mai mult exerciții spirituale, ci Dumnezeu din cerul, spune Biblia, a turnat dragostea sa în mine și astfel pot și eu să iubesc ca El. De aceea și Iisus poate întreba retoric în Matei 5, dacă iubiți eros, numai, sau fileo, mă scuzați, numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Până și vameșii, ce mai o scursură a societății, ce mai deplorabil oameni fac lucrul acesta. Mai jos, versetul 47, și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii care n-au Dumnezeul Jehova nu fac la fel? Ba da! Răspunsul este retoric, sigur că și ei fac la fel. Și atunci, despre ce dragoste ne vorbește Scriptura? Despre dragostea celor care nu o merită. Pe scurt, n-ar fi nicio diferență între mine și vecinul meu dacă ne-am rezumat doar la dragostea cu care ne naștem. Și apropo,
dragostea, inclusiv cea firească, poate fi pervertită. Știați asta? Inclusiv dragostea firească, dragostea fileo, poate și de obicei este pervertită, unde nu e Dumnezeu, inclusiv acest lucru se degradează. Și dacă citim Romani, capitolul 1, chiar aș vrea să citesc ca să înțelegem că nu poți să fii doar la un platou, să stagnezi în dragostea ta. Dacă Dumnezeu nu e în viața ta, vei iubi o perioadă, pentru că atâta ți-e cantitatea de energie sau de dragoste ce ți-a mai rămas în borcan, dar când ea scade, nu mai ai nici măcar dragoste firească. Iată ce spune Biblia în Romani, capitolul 1, fiindcă de la versetul 28, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința, poate fi tradus și cu conștiința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate sau coruptă, degradabilă. Și cum să degradează mintea noastră și inima noastră? Ia uitați aici, au ajuns plin de orice fel de păcate, nelegiuire, de curvie, viclenie, lăcomie, răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, bârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, trufași, născucitori, și versetul 31, fără pricepere, călcători de cuvânt și fără dragoste, se poate să ajungi mai rău decât să iubești fileo? Da, să n-ai nicio dragoste. Fără dragoste firească. Iar în 2 Timotei, capitolul 3, de la 1 la 4, Pavel ne avertizează că lucrurile se vor degrada din ce în ce mai mult în vremurile de pe urmă, spunând de altfel în 2 Timotei, capitolul 3, aș vrea doar să citesc un singur verset de aici, două de fapt, să știm că în zilele de pe urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine. Și versetul 4, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. Și de ce nu? Hai să citesc și versetul 3. Fără dragoste firească. Iată aceeași frază pe care o folosește și în Roman, capitolul 1. Aș vrea acum să ne întoarcem în final la întrebarea pe care am pus-o mai devreme. Ce interes a avut Iisus să părăsească cerul pentru omenire? Răspunsul îl găsim în Roman, capitolul 5, versetul 8. Îl mai citesc o dată. Dar Dumnezeu își arată dragostea sa față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Aș vrea în această dimineață, în timp ce ne vom împărtăși și probabil vom avea și un moment de rugăciune, poate personal, aș vrea să începem în primul rând să-i mulțumim Lui Dumnezeu că nu s-a oprit la dragostea fileo. Putea din cer spune, băieți, aveți aici manualul, aveți și ceva profeți, câțiva apostoli, aveți grijă, căutați să împliniți cuvântul acesta. Dumnezeu nu s-a oprit aici. Ci Dumnezeu s-a sacrificat pe sine ca eu să am viață. Dumnezeu a adăugat o dimensiune dragostei mele pe care nu o aveam și mi-a turnat-o prin Duhul Sfânt în mine. Este dragostea lui Dumnezeu agape, sacrificială. Și ultimul gând, și cu asta vreau să închei. Viața și moartea lui Iisus ne-au arătat că se poate să ieșim din această carapace egoistă, să fim contracultural, dacă veți, și să căutăm mai mult interesul semenilor decât cel personal. Iar eu vă spun pe baza autorității acestui cuvânt că nu numai că se poate să trăim în afara egoismului nostru, ci că este datoria noastră să ieșim din carapace egoist în care încă suntem unii dintre noi și să învățăm să iubim sacrificial, să învățăm să căutăm interesele celor din jurul nostru mai mult și mai presus decât interesele noastre. E ușor? În niciun caz. De asta avem nevoie de Dumnezeu. De asta avem nevoie să ne împărtășim. De asta avem nevoie să ne mărturisim înainte lui Dumnezeu. Spunem, Doamne, eu sunt slab. N-aș putea în vecii vecilor să iubesc cum iubești Tu. N-aș putea să caut întotdeauna interesul soției mele sau copilor mei sau acelor care nici măcar nu merită. Dar în această dimineață îmi deschid inima mea și vreau să primesc prin Duhul Sfânt, să torn în inima mea ceva din dragostea Ta. Vreți lucrul acesta, dragii mei? Haideți cu acest gând să ne împărtășim împreună și să lăudăm pe Dumnezeu, mulțumindu-i pentru ceea ce a făcut pentru noi. Dragostea sa pentru omenire a fost cea care l-a lăsat pe cruce. Amin.